Bună, dragii mei! V-am scos în parc cu mine să vă plimbați puțin. Am dat papucei jos și am plecat la plimbare. E o băncuță aici, care i-am plasat, să zic așa, mai în interior, nu pe alee. Îmi las acolo rucsacul cu cartea, papucii, și plec la plimbare. Într-adevăr, terenul este destul de uscat și nu e așa de multă iarbă, dar sunt câteva bucăți cu iarbă verde și senzația este absolut minunată. Minunată. Mie îmi place și pe pământul uscat, ca să fiu sinceră cu voi. Ia, să-mi... Bună! Îmi place și pe pământul ăla uscat, parcă, nu știu, fiecare pietricică, fiecare colțișor așa, îmi dă o senzație în talpă că sunt vie. Apoi vine așa catifelarea ierbii, care, să zic, vindecă orice mică durere pe care o primesc în partea aia. Foarte frumos, nu? Pentru că durerea și plăcerea sunt de fapt unul și același lucru. Nu sunt opuse. Nimic nu e opus cu nimic. Doar dacă trăim în dualitate și vrem să vedem așa, vedem așa. Dar dacă vrei să te unești cu tine însuți și cu tot ceea ce este și să trăiești în acceptare, atunci nimic nu mai este opus cu nimic. Și nimic nu mai este separat de nimic. Am zis așa, să vă scot la plimbare cu mine prin parc și să vă plimbați, să vă dau curaj să ieșiți prin parcurile din București sau din ce oraș sunteți voi, dacă nu locuiți la țară sau dacă nu aveți grădina voastră proprie, ceea ce mi se pare și mai minunat. Și cred că cei care au în fața casei iarba și își permit luxul să iasă de sculți în fiecare zi, trăiesc într-un rai total. Cei care știu să aprecieze asta și cei care știu să profite de asta, bineînțeles. Cei care nu, cei care încă stăm la bloc sau ajungem mai rar pe la țară, avem parcuri cu iarbă, avem copaci, avem natură și aer curat, dacă le căutăm și dacă ne facem din asta un, să zic așa, stil de viață. Natura este generoasă cu noi și planeta e generoasă cu noi și avem. Să vrei tu să fii aliniat cu tine, să vrei tu să cauți frumusețea, că ea ți se va arăta la tot pasul. Nu există scuză, nu încape niciun fel de scuză atunci când vrei să te întorci, să te împământezi, să stai efectiv desculți și să-ți lași tălpile pe pământ, așa, să te simți înapoi conectat cu pământul. Ador să fac asta. Întotdeauna mi-a plăcut. Când eram mică, mergeam doar de sculță la țară. Nu ne plăcea pe asfaltul fierbinte. Mergeam la gârlă, adică la râu. Am copilărit în județul Prahova. Și acolo la gârlă ne și scăldam, făceam așa un mic paraj și fugeam. Când era lumea mai dragă, noi fugeam toți să ne scăldăm. Exact cum scria Ion Creangă în amintiri din copilărie. Deși eu m-am născut cu câteva zeci de ani mai târziu decât el, pot să-mi compar copilăria cu a lui din multe puncte de vedere și nu-mi pare rău și mă simt
privilegiată că am avut o astfel de copilărie, deși poate atunci când eram copil, consideram că sunt privată de lucrurile care, eu știu, pe care copiii de la oraș le primeau și cu care, pe care le experimentau. Eu am experimentat ceva ce este de neprețuit din punctul meu de vedere. Nu există copilărie mai frumoasă decât aceea în care să te plimbi în natură, să cunoști natura, să înveți să te joci cu insectele, să te joci cu furnicile, să vorbești cu păsările, să mergi cu vaca la păscut, cum mergeam eu, cu oile pe gârlă, să cânți pe coastă, cum cântam eu cu sora mea, să... Doamne, au fost lucruri pe care nu am știut să le prețuiesc atunci, dar acum, Doamne, acela era raiul. Dacă s-a ajuns să înțelegi că ai trăit în rai, bine, au fost și lucruri care nu trebuiau să se întâmple în copilăria mea, că, na, trebuia să îmi dea ceva startul să plec în călătoria asta, să mă îndepărtez, să mă rătăcesc ca să mă întorc înapoi la mine. Dar, dragilor, hai să ne uităm la partea bună. Da, normal că avem traume din copilărie, normal că avem de vindecat chestii și de adus acasă și de acceptat, dar să nu uităm că au fost și lucruri bune. Și acum, datorită faptului că am trăit în acel rai și am apucat să fac conexiunea cu natura, copil fiind, și am înțeles cât de prețioasă este natura și eu de câte ori mă întorc în sânul naturii, eu mă întorc acasă, păi asta este cel mai de preț dar pe care puteam să-l primesc vreodată în viața asta. Pentru că orice s-ar întâmpla în viața mea, oricâte ar pleca și ar veni, nimic nu mi-a mie conexiunea cu mama pământ și cu natura. Și natura nu pleacă niciodată nicăieri. Natura e aici și ea este prezentă și atâta timp cât am natura, am totul. Totul. Mă primește de fiecare dată cu brațele deschise ca o mamă bună și de câte ori ajung, să zic, în natură rătăcită după, eu știu, câte lucruri se întâmplă în viață, de atâtea ori îmi găsesc aici răspunsul. Aici mă reîntorc acasă, mă reconectez cu sinele meu și mi-aduc aminte că eu sunt creatoarea realității mele și că sunt întreagă și că sunt deja ceea ce îmi doresc să devin. Am fost dintotdeauna, iar rătăcirea asta și uitarea este parte din... Noi nu descoperim nimic, doar ne reamintim. Nu se inventează nimic acum, doar se dă un vâl la o parte ca să vedem ceea ce este deja. Vă iubesc, sper să vă facă bine aceste intervenții. Mi s-a spus, Georgiana, când te văd în natură, mă liniștesc, îmi place vocea ta, îmi place că ești acolo toată într-o stare frumoasă, într-un zen și ne dai și nouă din liniștea ta. Și ăsta e scopul pentru care sunt aici. Vă iubesc, vă îmbrățișez și vă doresc o zi magică. Pa, pa!